pentru că ați fost cu minți tot anul. Da. Am un cadou pentru voi. Despre ce credeți că este vorba? O mașină. Nu, păi ne avem de serviciu. Motorină. Să-l cunoaștem pe... Zine! Astăzi ne întâlnim cu Moș Crăciun! În sfârșit! Știi de când aștept? Yes! Știi de când aștept și câteam să-i spun? O să-l întâlnim acum și ce cântăm? Hai să-i cântăm pe aia, fii atent! 3, 2 și... Santa Baby! Și ne descurcăm noi! Și vedem mai încolo! Da. Mamă, pregătiți? Scriem scrisorile? Da! Îmi doresc o vacanță în Maldive. Bani de motorină. Lecții de not cu o domniște, cu o antrenoare. Pentru un șurubel mic. E ok, lasă acolo. Hai, mai stăm un an. În ce ordine vrei să mergem să-l cunoaștem? Merg eu primul? Cred că ar trebui să meargă Lili primul. Nu! De ce, nu, mă? Băi, lasă pe stai, mă, că... și mie scrisoare. Lasă-mă, nu. Băi, nu fi mă de ăla. Moșule, am venit să zic o poezie. Da, cum să nu? Ascult! Moșule, știi cum e de sărbători? Golanii sunt colindători. Cântă pe scară cantare, FCSB-ul sus răsare. Mătușa mă ia de obrăjori, vin rudele din roșiori. E toată lumea la masă, vor să vadă singura casă. E coadă în supermarket, am pungi pe orice deget. Mă întreb plin de emoție, de ce am luat șampon la promoție? Moșule, vreau franci elvețieni. Nu vreau pulover cu ren, gel săpun cu gel de duș și globuri, pijama de pluș. Păi, deocamdată, eu am să-ți dau o bombonică. Mulțumesc, moșule! Cu mare drag, să hai, trăiesc! Te pup! Oi, stai ca un bătrânit și eu! Hai, Bogdane! Salutare, Moș Crăciun! Poți să mă așez? Ia un loc aici? Moșule, Bogdan mă cheamă. Moșule, am o întrebare. Da. Cine e mai greu? Băiatul dinainte care a stat aici în poală la dumitale sau eu? Tu! Nu. Eu-s mai greu? El, așa. El, normal. Să știi că ți-am scris și o poezie, dacă poți să ți-o recit. Moș Crăciun, Moș Crăciun, să mă țină corpul tun. Așa. Să am bani de motorină. Da. Să nu întârzi la platou, nici în anul nou. Așa. Să primească pantofi Lili. Da. Ciorab noi la șurubel. Bine. Noroc mult la cei de acasă. Așa. Și nu mai aur pe masă. Ce frumos! Te iubesc, moșule! O, și eu vă iubesc, iubesc pe voi! Tot. Și eu vă iubesc! Sunt doar un singur lucru îmi doresc. Și care e? Să facem și noi un rating, să ajungem pe la vreo 4-6 odată pe emisiunea Vorbesc cu noi. Atât doresc! Trebuie să fiți cuminți, dar nu prea. Asta zic, nu? Ce vreți, mă? Păi stai un pic. Stai un pic, dacă tot ai venit pe lumea. Păi nu stăteam și noi aici cu toții. Salutare, spiriduși, nu stai aici. De ce? Bine, mulțumesc mult. Așa. Ce crezi tu că își dorește Lili cel mai mult, așa, de... din lucrurile astea materiale, că sunt niște lucruri care îi plac ei foarte mult. Nu, doar pe spiritual, moșule, e doar pe spiritual. Dar sănătate, familia... Nu trebuie să-mi minți pe moșul, e ok. Da, moșul știe. Cărți despre spiritualitate. Da, da, corect. Dar să fie cu toc de 16. Și de firmă, dacă se poate. Și cu talba roșie. Așa ca, uite așa ca... Nuanța moșului. Eu aș fi vrut să-ți cânt Santa Baby, dar nu. Hai, cântă-i. 3, 2, 3, 2, 3. Santa Baby. Cam aia e tot. Mulțumim frumos, moșule, mulțumim. Ne pupăm. Vă pupăm, mulțumim mult. Mulțumim. Bye, spiritul.